Corvinul Hunedoara a bifat un nou succes amical în această iarnă. Corviniștii s-au impus cu 2-0 în fața liderului seriei a 8-a din Liga a 3-a, FC Bihor Oradea. Ambele reușite au venit în repriza secundă de la golgheterul formației albalbastre, Marius Coman. Deși s-a disputat pe un teren înghețat la Simeria și al patrulea amical al iernii, a stat sub semnul unei dominări al corviniștilor. A fost un joc bun. Prima repriză, ca și a doua, oaspeții noștri s-au apărat foarte bine. Au făcut-o pe două linii, dar ce mi-a plăcut mai mult, că am reușit și pe un teren ca cel de astăzi să ne descurcăm. Și prima repriză ne-am creat 3-4 situații bune, a doua repriză la fel. Am avut răbdare, a doua repriză un pic prin minutul 75 am devenit mai decisiv după 2-0. Puteam să temporizăm mai mult, dar ca efort, ca implicare a jucătorilor și ce am stabilit pentru meciul de astăzi, am fost foarte mulțumit. Am întâlnit o echipă bună, o echipă puternică din toate punctele de vedere, o echipă care nu întâmplător este pe locul 2 în Liga a 2-a. Pentru noi a fost un joc mulțumitor, un joc de efort, spun eu, ridicat la nivel bun, din punctul de vedere al meu, pentru că știm ce urmărim în etapa asta. Lucru bucurător pentru noi și că am putut să desfășurăm un prim antrenament, putem spune, pe suprafața cu iarbă, pentru că ne antrenăm pe teren sintetic. Una peste alta, eu spun că a fost un joc reușit, o repriză bună, o repriză destul de echilibrată, prima repriză, cu un rezultat alb, iar a doua repriză, sigur că am făcut și noi schimbările necesare și sigur că Hunedoara a făcut diferența prin calitatea și valoarea individuală a jucătorilor. Corvinul Hunedoara va lua calea Turciei vineri după masă, nu înainte de a participa la comemorarea a 31 de ani de la dispariția celui care a fost Mișa Klein, eveniment care va avea loc în aceeași zi, de la ora 12, la statuia fostului capitan al Corvinului.